Marin, sunt cercetător științific la Institutul de Istorie George Balinciu din Cluj-Napoca. Preocupările mele legate de Romani Studies sunt, să spun, relativ recente. Eu ocup mai ales de perioada lui Nicolae Ceaușescu, perioada comunistă și printr-un complex de împrejurări am tot revenit, adică m-am apucat și am revenit la această temă. N-aș vrea să încep prezentarea până nu-i mulțumesc lui Vali pentru invitația de a participa și evident pentru tot efortul pe care el și echipa lui, că am înțeles că au fost mai mulți oameni, cine au organizat un eveniment sau cine au organizat un panel, știe ce înseamnă munca din spate și stresul din spate și cred că de asta am zis că nu pot să încep. Bun, acum despre ce o să vorbesc aici și îmi dau seama că foarte mulți dintre dumneavoastră deja cred că știți despre subiect. Deci eu o să am două disclaimer-uri. În primul rând, eu sunt istoric, așa, și al doilea rând, perspectiva mea este mai degrabă o perspectivă care vine dinspre documentul de arhivă. Deci orice observație, orice sugestii de lectură la care eu nu am ajuns sunt decât binevenite. Bun, acum despre ce o să vorbesc eu? Eu o să vorbesc despre începuturile activismului rom, uitându-mă mai ales la două personaje cheie, care, din punctul meu de vedere, care a fost Ion Ciobă și Nicolae Gheorghe, și mai ales la acțiunile lor, care au vizat recunoașterea romilor ca minoritate națională. Cronologic, deși în titlu mi-am pus anii 80, o să fie undeva sfârșitul anilor 70, jumătatea anilor 80. Ideea de la care eu pornesc și pe care eu am dedus-o citind toată povestea sau ce au reținut autoritățile române referitoare la naționaliștii țigani, cum erau în identificație, este că pentru Nicolae Gheorghe, și cred că aici zic bine, recunoașterea romilor ca minoritate echivala cu emanciparea lor, din punct de vedere civil, politic, socială, emancipare care era văzută ca să spunem, ca o condiție pentru integrarea și acceptarea lor în societatea românească. Evident, eu sunt istorie și o să încep cu niște definiții. Și le-am luat de la Ian Selin, care definește emanciparea ca fiind un efort a unui grup etnic prin care el urmărește să obțină drepturi egale. Ceea ce mi-a plăcut mie la definiția lui este faptul că vede că această emancipare este și acordată, dar este și rezultatul unei implicări active, adică în cazul meu a unui activism. Așa și mergând un pic mai departe, pentru că eu o să vorbesc de emancipare civică, am luat o altă definiție care mie mi s-a părut că se potrivește, și anume este vorba despre o luptă constantă pentru atingerea unor drepturi civile și pentru unei egalități cu celelalte minorități, dar și cu majoritate. Bun, și aici iarăși am preferat nu atât să vorbesc despre perspectiva autorităților, ci mai degrabă să schimb accentul pe ceea ce au făcut romii și pe ceea ce au făcut cei doi activiști romi. Acum, foarte pe scurt, o să vorbesc foarte, foarte pe scurt despre situația romilor în regimul comunist, este un subiect vast și... apoi o să vorbesc despre... O să ofer scurte biografia celor doi activiști romi, insistând mai degrabă pe aspecte care au determinat, să-i spunem, o relație destul de complexă a lor cu regimul comunist și care a fost conținutul propunerilor lor și acțiunile lor privind emanciparea romilor. Foarte pe scurt despre asta, 1948, romii nu sunt recunoscuți ca minoritate națională, ceea ce nu era o noutate, pentru că este o chestiune care este moștenită din perioada interbelică. Și această nerecunoaștere a lor vine mai degrabă pe fondul faptului că erau considerați ca fiind o problemă socială, un grup etnic care ridică probleme sociale și a căror, să le spunem, valoare culturală,
nu se ridica la a fi considerați o minoritate. Bun, și acum, deși regimul comunist leagă, de fapt, problema socială de persistența nomadismului și folosesc un argument circular, sunt nomazi, deci nu pot să primească educație, nu pot să se angajeze, nu pot să aibă un venit constant, de-aia sunt la marginea societății, de-aia sunt cei care reprezintă. În schimb, anii 50, pentru cei care cunosc, este o perioadă pe care un istoric american o numește o perioadă maximalistă în drepturile minorităților naționale. Se fac unele încercări de, să-i spunem, de sedentarizare și cuvântul cheie care este pentru anii 50 este de integral. Însă ceea ce obțin ei, și asta se vede în toate studiile pe care ei le scos sau toate experimentele, să le spunem așa, de ce nu fac altceva decât să realizeze o separare a romilor de celelalte minorități și de români. Cumva problema asta este trecută în 1956, în contextul Revoluției Maghiare și a schimbării drastice a politicii pe care regimul comunist o are față de minoritățile naționale. Se trece în anii 70-80, în care regimul încearcă din nou să reia problema socială a românilor, că evident numai așa o putea, și acest lucru merge foarte mult pe un fundal, o accentuare, o turnură naționalistă a regimului comunist, care dă naștere la aceste inițiative pentru recunoașterea românilor ca minoritate națională și care duc la, din nou, la naționalismul țigănesc, așa cum era identificat în documentele fostei securitate. Bun, acum, despre Ion Ciobă sunt convinsă că știți mult mai multe decât mine. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că relația lui privilegiată cu regimul datează de la începutul, să le spunem așa, de la începutul lui, el lucrând ca activist al UTM-ului, ulterior UTC, și a fost selectat pentru faptul că, așa cum spunea securitatea, deși este sensibil la anumite aspecte etnice, totuși este un moderat, totuși încearcă o, să-i spunem așa, prin exemplu personal, să oferă o alternativă la modul de viață nomad sau semi-nomad. Mai mult, această relație privilegiată, să-i spunem așa, îi permite să călătorească în anii 80 în străinătate. Pentru cei care cunosc perioada regimului comunist, se călătorește în anii 1980-84. În 1989, foarte curios, în toamna lui 89, merge în Statele Unite ale Americii, unde este și convertit. Acum am aflat și eu în sfârșit când s-a convertit, că asta era întrebarea care mi se punea peste tot, când s-a convertit la penticostalism. Nu știam să răspund, acum am mai găsit și răspuns, între alte. Bun, acum despre Nicolae Gheorghe, cred că știți mult mai mult de mine. Datele care le am eu sunt, de fapt, ceea ce a declarat Nicolae Gheorghe despre felul în care ajunge să-și reconsidere originea etnică, spune el, pe fundalul acestui curent naționalist. Acum, cum este înregistrată de cei care erau în jurul lui această reacceptare, dacă trebuie să spunem, a originii etnice. Pentru prima dată, unul dintre și din noi este foarte bine blindat la Institutul de Cercetări Sociologice de câțiva informatori ai securității. Și aici v-am dat numai câte un exemplu, faptul că ajunge să vorbească în limba romanie, începe să fie mult mai virulent și în cadrul Institutului despre situația romilor. Oarecum, marea nemulțumire a celor, nu știu dacă era mare nemulțumire, ceea ce spuneau informatorii, este că folosește banii Institutului pentru a face cercetări despre rom, cercetări care nu sunt în tema de plan. Deci, după cum bine știți sau nu știți, întotdeauna într-un institut ai o temă care ți este impusă de sus, aia trebuie să o faci. El spune că nu face, ci merge și
analizează comunitățile de rom sedentarizați din, din Sibiu, Brașov, Timișoara. Într-una dintre aceste acțiuni de cercetare îl întâlnește pe Ion Cioa. Bun, acum, care sunt argumentele lui? Și aici eu le-am luat mai degrabă din, din dosarul lui de, de la Securitate și din ceea ce spunea informatorii Securității despre ceea ce face. În primul rând, el folosește un argument demografic. Faptul că romii, și într-adevăr aici recunosc și autoritățile române, nu se știe exact câți romi sunt. Și că de cele mai multe ori datele oferite de recensământ sunt incomplete, mai mult el încearcă să sublinieze faptul că în categoria romilor trebuie incluși rudarea. Apoi are această preocupare de a reflecta faptul că romii au o identitate etnică și culturală distinctă. Cum face acest lucru? Prin organizarea împreună cu Ion Cioba unor evenimente culturale. Punctul maxim este aprilie 1983, încearcă la Sibiu ceva, dar nu este lăsat, adică se fac repetiții și când, în momentul în care se organizează. Astfel le spunem că romii sunt muncitori și trebuie să meargă la muncile agricole și în Târgu Jiu, din câte am înțeles, s-a organizat. Apoi folosește pelerinajul tradițional la Mănăstirea Bistrița în 1984, dacă nu mă știu, în care încearcă de fapt să transforme acest eveniment, până la urmă religios, într-un eveniment cultural. Și face acest lucru fără neapărat a avea sancțiunea autorităților și după acest eveniment, pelerinajul și sărbătoarea romilor Căldărari de la Mănăstirea Bistrița este interesant, în ciuda tuturor presiunilor care s-au făcut pentru acest. Bun, și un alt element pe care eu l-am găsit este faptul că încearcă să sublinieze că romii au o istorie comună cu majoritatea românească, sunt parte a istoriei Europei. Bun, acum ce am mai găsit eu și aici, dacă mă puteți ajuta, nu am reușit să găsesc textul al celor două studii pe care Nicolae Gheorghe le prezintă în cadrul Institutului. Evident, acestea sunt ideile pe care sunt luate. Sunt luate notițele uneia dintre colegi care a făcut un raport către Securitate. Evident, este malițios. Deci nu ai cum să nu vezi există această tendință de malițiozitate și din nou faptul că Nicolae Gheorghe face ce vrea el într-un institut și este plătit de statul român și el merge să studieze, romii se detranzează și el nu se ocupă de fapt de romii nomași și seminomași care sunt o problemă. Bun, el ce încearcă, sau mă rog, care sunt ideile principale? Evident, un statut periferic al romilor, da? Deci o marginalitate a lor la societatea românească, care îi împiedică sau le dă un acces inegal la piața muncii, de aici alte venituri mai mici și ceea ce sublinează el este lipsa de reprezentativitate. După cum bine știți, reprezentativitatea asta nu însemna foarte mult în perioada regimului comunitar. Toate minoritățile aveau pe cineva care erau reprezentați în Marea Adunare Națională.